Rumi, Matnavi, poeme, parabole și învățături sufite. Editura Herald, București. Adeseori, înțelepciunea e dăruită celui slab. El a grăit. O, prietenii! Dumnezeu mi-a insuflat un gând. Adeseori, un sfat de seamă primește cel ce-i slab. Înțelepciunea care albinei este dăruită. Nu o pătrunde leul și nici sălbaticul măgar. Albina își umple fagurile cu dulcele lichid, căci Domnul îi deschide această poartă a cunoașterii. Priceperea cu care Domnul l-a înzestrat pe viermele de mătase e o cunoaștere ce depășește puterea de înțelegere a elefantului. Adam cel pământean primit de la Domnul darul numelor, astfel că gloria ajunse până la al șaptelea dintre ceruri. El a restrâns numele și gloria îngerilor din cer. Totuși, orbii cu adevărat sunt cei pe care Domnul la îndoială îi condamnă. Cel ce închina de 7000 de ani, Satana, a fost îmbodnițat să nu atingă vițelul de un an, Adam, ca nu cumva să mulgă laptele cunoașterii și al credinței și să se înalțe chiar spre turnurile cerești. Cunoașterea pe care omul o are de la simțuri e o bodniță ce îl oprește să soarbă laptele cunoașterii sublime. Dar Dumnezeu se scurge în inima unei luciri de perlă, ce nu este de aflat în mări și nici în ceruri. Câtă vreme veți fugi după vedenii, bieți adoratori ai formei ce sunteți. Sufletele voastre goale de substanță rămân încă la forme. Dacă tiparul omenesc ar fi înfăptuit de om, Ahmad și Abu Jah ar fi unul și același. Pictura de pe ziduri aduce mult cu un chip uman. Dar priviți ce mult lipsește acestei forme goale. Chiar viața e văduvită de această înfățișare omenească. Mergeți, căutați perla ce în veci nu-i de aflat. Pe pământ, capetele leilor s-au înclinat, când Domnul a dat cu putere câinelui celor șapte adormiți. Ce însemnătate să mai aibă nevolnica înfățișare când sufletul s-a confundat în marea ei de lumină?